Blog în Tandem prezintă Vitrina cu meserii, o inițiativă susținută de Orange. Astăzi povestim despre o meserie la care visați mulți dintre voi, cei care ne urmăriți, meseria de artist. Ce înseamnă să fii artist? Ce abilități îți trebuie? Cum e viața de zi cu zi a unui artist? Ne-a invitat în lumea ei o persoană dedicată meseriei de artist, Maria Dermengiu. Ea și-a descoperit chemarea la 28 de ani, a creat brandul Marie Nouvelle și astăzi este un artist de succes. Haideți cu noi în vizită să aflăm ce înseamnă meseria de artist. Da, o putem numi meserie? Da, este o meserie, se poate face carieră, este o meserie pentru că te pregătești pentru ea, pentru că înveți despre ea, înveți tehnică pe tot parcursul vieții și, evident, o dezvolți. Eu am schimbat, am avut o altă meserie înainte, am fost avocat, am profesat 2 ani de zile și apoi, la un moment dat, mi-am dat seama, pe măsură ce îmi exercitam meseria, că nu este potrivită pentru mine. Este în regulă să nu știi de la început ce-ți dorești. Este în regulă să nu ai o pasiune de mic, pentru că în momentul în care descoperi ceva și îți place, pasiunea crește și îți pui tot efortul și toată energia în a dezvolta acel lucru pe care tu vrei să-l descoperi. Asta este, de fapt, esența. Cel mai important lucru este să vezi dacă ție ți se potrivește sau nu ce-ți spun ei, pentru că noi avem firi diferite, avem personalități diferite și nu întotdeauna ne asemănăm cu părinții noștri, ceea ce este foarte bine. Pe măsură ce am crescut, eu am hotărât că vreau să fiu designer, că îmi place designul, că îmi place pictura, că îmi plac culorile și, având 28 de ani, am hotărât să renunț la tot și să devin artist. M-am autoproclamat artist. Am făcut școala de arte București, am început să am expoziții, am descoperit tehnica picturală și am continuat pe drumul acesta până astăzi. Cei care își doresc să picteze trebuie să aibă încredere că în momentul în care vor hotărâ să picteze și nu un subiect anume, le va veni. Pur și simplu, inspirația vine din inimă, dar tu nu-ți stabilești o temă anume. Ea va curge așa cum este firea ta sau ce ești tu în interior. Aia va ieși pe curză. Arta aplicată sub diverse forme. Trebuie să faci rost de materiale, trebuie să știi ce fabrici îți pot lucra aceste materiale și să ai, este un proces complex pe care îl duci la capăt după ce înțelegi ce materiale își dorești, ce fel de obiecte și în funcție de asta, mă rog, vin și celelalte. Cel mai simplu și fără niciun cost pentru oricine care creează ceva sau vrea să-și transmită o idee este ca să își pună lucrarea pe orice platformă de social media. Acolo oamenii rezonează instantaneu la alți oameni. Asta este primul. Și apoi continui să comunici. Fără comunicare cu ceilalți oameni, degeaba creăm, degeaba avem creații pe care le ținem în atelierul nostru și nu le arătăm celorlalți. Pasul este să ai curaj să te arăți în fața celorlalți. Toată ziua arată în felul următor. Mă trezesc de vreme dimineața, întotdeauna. Nu-mi permit niciodată să dorm mai târziu, pentru că sunt foarte multe lucruri de acoperit. Duc copiii la școală și apoi mă ocup de ceea ce ține de Marie Nouvelle sau de arta mea cu consecvență, că este să-mi dezvolt cultura vizuală. Iar apoi, tot ce ține de Marie Nouvelle, deci de business-ul meu, sunt zi de zi de zi. Nu las să treacă o zi fără ca eu să pun ceva, oricât de mărunt, o mică cărămidă la activitatea pe care eu o desfășor. Da, mă implic în toate procesele pentru că eu le țin, eu le conduc, lucrez cu 3 fabrici, eu creez digital toate astea vizuale, toate imaginile vizuale, mă ocup de marketing, de gestiune, de management. Meseria de artist. Da, a fi artist nu este atât de simplu pe cât pare. Pe lângă pânză și procesul în sine de a pune niște culori pe pânză, tu trebuie să ții cont de tot ceea ce te înconjoară ca să ajungi la un moment dat la oameni. Este foarte important. Este important să cunoști cât mai multe aplicații
care să te ajute să transformi o idee în, să o pui în practică. Ceea ce eu am vizualizat, ceea ce eu am creat pe pânză, din imaginea respectivă, eu am putut să decupez, am putut să recreez forme, am putut să iau culorile și să le mixez în așa fel încât să știu pe metrul acela de mătase ce vreau să iasă. Uite, de exemplu, eu am pus asta aici, m-am dat la asta, a venit mai sus și am spus eu vreau în dreptul pieptului pentru că asta are o energie specială și chiar dacă tablou era altfel, eu a trebuit să recreez vizual lucrarea mea astfel încât să aibă sens pe o piesă vestimentară. Este mare lucru să pot singură mânui toată partea aceasta digitală și să scot exact ceea ce eu îmi doresc. Așa că eu creez efectiv de la pânză, de la pensulă, până la piesele vestimentare, le fac după propria mea imaginație și după propriul meu plac, complet. Crezi că și în viitor tehnologia va juca un rol important? Da, va fi din ce în ce mai importantă. Poate chiar vom ieși din sfera artei plastice, înspre, oricum există artă digitală, la un moment dat, probabil că se vor pierde multe din lucrurile manuale, vom reveni, dar dacă le îmbinăm, e perfect. E o meserie frumoasă? Este. Este foarte frumoasă pentru că nu te plictisești niciodată. O descoperi pe măsură ce o practici. De fiecare dată, pânza, culorile se aștern diferit pe pânză, iar pânzele își cer povești diferite. Nu ai cum să te plictisești. Este foarte frumos pentru că faci ceva cu mâna ta. Meseria de artist îți aduce satisfacții enorme, mai ales prin prisma faptului că te adresezi celorlalți, iar ceilalți răspund eforturilor tale. Pentru că fără ecou, nu ai o voce, trebuie să fie o comunicare directă. Meseria de artist presupune un efort, nu neapărat financiar, cât un efort de energie de a te prezenta permanent în fața pânzei și în fața challenge-urilor care vin în fiecare zi, care te fac să renunți poate câteodată. Lucrurile nu vin pe tavă, ci trebuie noi să le obținem, noi să ne adresăm celorlalți ca să existe o astfel de comunicare. Nu întotdeauna talentul tău poate să fie văzut și validat, dar tu trebuie să crezi în meseria asta, pentru că asta e pasiunea ta și să continui să o faci. Și ce pot să spun despre meseria de artist? Este, pentru mine este o mare bucurie și o mare onoare și o mare șansă să o pot face și să trăiesc din ea. Din nou revin și spun, ca să trăiești dintr-o astfel de meserie, trebuie să îi te dedici și mai mult decât atât, să ții cont și de ceilalți oameni care, de fapt, îți cumpără și se bucură și interacționează cu arta pe care tu o aduci în lume. Atunci când eu îmi practic meseria mea, fără excepție, mă pot considera un om fericit. Meseria de artist. O meserie pe care o descoperi pe măsură ce o practici. Trebuie să ai curaj și inspirația îți vine din inimă. Mulțumim, Maria, că ne-ai primit în lumea ta plină de culori. Iar pe voi, cei de acasă, vă așteptăm și săptămâna viitoare. Până atunci, ne puteți spune ce alte meserii v-ar mai plăcea să vedeți în vitrina noastră cu meserii. Un proiect gândit de blog în tandem pentru voi și susținut de Orange.